Scandalul legat de avaria majoră a apărut în magistrala din capitala județului, care a lăsat orașul Piatra Neamț timp de 72 de ore fără apă, s-a mutat în Consiliul Județean, unde s-a lăsat cu o demisie, aceea consilierului județean Ioan Păcală, care a făcut o mișcare de imagine, asumându-și vinovăția de a fi gestionat prost situația. Ședința extraordinară de luni 14 martie a avut un singur punct pe ordinea de zi, acela legat de acordarea unui mandat special consilierilor județeni de revocare a Consiliului de Administrație de la compania APASERV din cauza gestionării proaste a situației. Constatând că la această ședință sunt prezenți 31 consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție, la care se adaugă președintele în funcție, declar ședința ca fiind legal constituită. Ordinea de zi propusă pentru această ședință este compusă din un singur proiect de hotărâre, respectiv proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Județean Neamț, în adunarea generală a acționarilor companiei județeană APASERV S.A. Ținând cont că aș dori să fac o informare, așa după cum bine știți, la data de 9 martie 2016, în municipiul Piatra Neamț s-a produs o avarie la sistemul de alimentare cu apă, avarie care a produs efecte negative asupra populației pe parcursul mai multor zile, respectiv 72 de ore, privind apa potabilă. Președintele Consiliului Județean, Emilie Arcan, a adus acuzații grave prostului management al companiei APASERV, solicitând măsuri radicale. Conducerea acestei companii, pe tot parcursul acestei situații de urgență, în opinia mea, nu a dispus măsurile necesare limitării efectelor pe care lipsa apei potabile a cauzat-o populației, inclusiv școlilor, grădiniților, instituțiilor de asistență socială și medicală. Drept pentru care v-am rugat astăzi să fim prezenți la această ședință extraordinară, să vă auzim punctul de vedere și să vedem la ce concluzie și ce soluție luăm. Opoziția n-a stat nicio degeaba și timp de aproape 3 sferturi de oră s-au adus acuzații dintre cele mai grave conducerii Consiliului Județean, solicitându-se demisia președintelui Emilie Arcan. Nu a folosit toate canalele de comunicare privind informarea populației. S-a creat o psihoză în municipiul Piatra Neamț. Că n-au oameni apă ca la seceta din nu știu ce an, că nu am istoria ca materie foarte. Nu este normal ce se întâmplă. Consider că nu ați gestionat foarte bine sau chiar deloc această situație. Sens în care, doamna președintă, liderul grupului PNL, împreună cu toți colegii aici de față, pentru modul deficitar în care ați coordonat această perioadă, vă solicită public demisia. Președintele Consiliului Județean a arătat că a făcut tot ce este posibil pentru gestionarea situației, inclusiv solicitarea de întrunire a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Am luat legătura cu directorul companiei și am înțeles că era plecat din localitate. Nici eu în acea seară nu eram în localitate. Am făcut tot posibilul ca joi dimineața să fiu înapoi. Am ajuns în Piatra Neamț, am făcut imediat întâlnire de lucru împreună cu doamna prefect a județului Neamț, cu domnul subprefect, cu reprezentanți din Consiliul Județean, cu reprezentanți de la ISU, de la Armată, de la Apele Române și ne-am informat unii pe ceilalți stadiul în care ne aflăm la acea situație. Și luarea de măsuri imediate. În acel moment era prezent directorul companiei APASERV și ne-a asigurat că până la ora 19 cetățenii din municipiul Piatra Neamț vor avea apă. Alături de noi l-am chemat și pe domnul primar al orașului Piatra Neamț, domnul Chitic. Cunoaște foarte bine situația, cunoaște foarte bine discuțiile, cunosc și eu și colegii mei din Consiliul Județean, cunoaștem intervențiile pe care le-a avut, intervenții pertinente la adresa companiei APASERV. Finalul ședinței a adus și un gest surpriză, acela al asumării vinovăției de către consilierul județean Ioan Păcală, director în cadrul companiei APASERV, care și-a prezentat demisia din funcția de consilier județean. Profit de faptul că este presa aici de față și probabil că multe audiții din cauza mea, că n-am putut să asigurăm după 50 și ceva de ore de
72 de ore. De lucru efectiv al echipelor de intervenție care trebuie zi și noapte. Eu, ca consilier în cadrul Consiliului Județean, nu voi prezenta demisia. Din Consiliul Județean. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 19 voturi pentru și 10 împotrivă. Au mai existat două situații de neexercitare a dreptului de vot. Gurile rele susțin de fapt că demisia consilierului Ioan Păcală vine pe fondul a ceea ce se așteaptă a se întâmpla, revocarea Consiliului de Administrație al companiei APASERV, numirea unui nou organism colectiv de conducere, care la rândul său va revoca pe managerul Cătălin Dughir. Ca o consecință a acestei decizii ar urma ca în scaunul de manager să urce nimeni altul decât social-democratul Ioan Păcală, condiții în care PSD ar pune mâna pe fotoliul din cel mai râvnit post al unei companii ștețene aflată în subordinea Consiliului Ștețean. Bătălia e lungă și de uzură, dar oricum războiul de la APASERV e departe de a se fi terminat pe acest final de mandat al consilierilor județeni care nu se sfiesc să facă campanie electorală și pe asemenea criză.